Bună dimineața tuturor, în preasfinția voastră, domnule rector, domnule președinte al Senatului, distinse autorități, distinși academicieni, dragi dascăli și dragi tineri. Sunt deosebit de onorat ca în prima zi a anului universitar 2017-2018 să mă aflu într-una din instituțiile de învățământ superior cu cea mai veche tradiție din țară, și totodată, în mod simbolic, după 4 secole și jumătate, și cea mai bine plasată instituție universitară din România. Oferta educațională a României, pe care noi o promovăm prin intermediul misiunilor noastre diplomatice în străinătate, este dublată la dumneavoastră în universitate de tradiția multiculturalismului, prezent încă din secolul al XVI-lea. O instituție de învățământ superior reprezintă în realitate cadrul ideal în care dumneavoastră, profesori și studenți, puteți cultiva împreună dorința de cunoaștere, dragostea de inovare, dar și spiritul bunei înțelegeri și a deschiderii. Rolul fondator al instituției universității ca pilon fundamental al civilizației europene medievale, acela de comunitate a magiștrilor și a discipolilor, se împletește cu unul din obiectivele majore ale proiectului european de astăzi, respectiv promovarea dialogului intercultural și perpetuarea identității bogate a comunităților în spiritul respectului reciproc. Aș dori să menționez că, din punctul meu de vedere, promovarea imaginii României în lume trebuie să se sprijine mult mai mult decât este în prezent pe contribuția adusă de tineri și pe performanțele acestora, atât în domenii tradiționale cum este educația, cercetarea, inovația, cultura, știința, dar și în acelea componente de actualitate sau emergente ale diplomației secolului al XXI-lea. Am discutat chiar aici, în această sală, cu 3 luni în urmă, în cadrul Forumului de Diplomație Publică, despre importanța pe care trebuie să o aibă diplomația publică și comunicarea strategică. Spiritul inovator și entuziasmul dumneavoastră, de care mă bucur fiindu-vă alături astăzi, pot aduce o valoare adăugată demersurilor diplomației române, în special în contextul actual de pregătire a preluării președinției Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, când vom fi chemați ca instituții, ca stat și chiar ca societate să dăm tot ce e mai bun în noi. De altfel, mulți dintre tinerii care au efectuat sau efectuează stagii de pregătire internă la Ministerul Afacerilor Externe provin de la Alma Mater Napocensis, tot așa cum mulți tineri din străinătate am observat că prin bursele pe care le acordăm își manifestă întotdeauna preferința, în marea lor majoritate, să studieze la Cluj. Doresc însă să mă adresez în același timp și dascălilor, cu permisiunea dumneavoastră, membrilor Corpului Universitar din România, și să exprim aprecierea mea personală față de responsabilitatea, vocația și eforturile dumneavoastră, în special în contextul actual la care v-ați referit și dumneavoastră, domnule rector. Sistemul universitar cunoaște într-adevăr o perioadă de profunde transformări, atât la nivelul obiectivelor și structurilor, dar și revizuiri curriculare. Rolul formator al profesorului se dublează astăzi mai mult ca oricând, astfel încât rolul specialistului să fie în același timp și acela de mentor al tinerilor care vor deveni cetățenii și decidenții unei societăți care cunoaște un ritm al schimbărilor deosebit de alert. Stimate domnule rector, distinsă audiență, am mai spus acest lucru, dar în fața unei audiențe atât de tinere, simt nevoia să reîmpărtășesc cu dumneavoastră convingerea mea intimă, și anume că ne bucurăm în România de azi de o dezvoltare, de o securitate și de o bunăstare fără precedent în istoria noastră. Datoria noastră, a tuturor, este să securizăm ce am câștigat
Să țintim însă cât mai departe și să muncim din greu pentru a ajunge la un nivel superior de ambiție. Trebuie însă în același timp să fim pregătiți intelectual, profesional, dar și personal, pentru contexte care ne-ar putea fi mai puțin favorabile. Trebuie să fim inteligenți, imaginativi și rezilienți. Suntem datori să consacrăm o Românie viitoare care se proiectează corect, cu valorile sale specifice, între cele mai dinamice și mai importante pro-europene și creative state din Uniunea Europeană. La începutul unui nou an universitar, vă urez să aveți visuri și aspirații înalte, să vă formați pentru oportunități și aspirațiile generațiilor dumneavoastră, să respectați valorile distinsei instituții de învățământ superior pe care ați ales să o urmați, fiecare în domeniul dumneavoastră specific. Mult succes!